pentru binecuvântările sale, Dumnezeu să fie lăudat. Pentru bunătatea cu care s-a purtat față de noi, de când ne-am născut până astăzi, Dumnezeu să fie onorat, să primească cinstea, strălucirea și slava în veci. Poporul Domnului în seara aceasta, pentru onoarea Domnului și învățătura noastră, vreau să citesc din Cartea Geneza, prima carte a celor 66 care compun scripturile, citesc din capitolul 35, versetele de la 1 la 5. Genesa 35. Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală te suiete la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. curățiți vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarii de lângă Sihem. Apoi au plecat Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Scumpi mei ocupați vă locurile. În această seară primul serviciu divin din anul 2014, suntem recunoscători și bucuroși Creatorului nostru, care ne-a dat viață și ne-a păstrat viața, ne-a mântuit și ne-a păstrat mântuirea. Ne-am întâlnit în această adunare sfântă să citim Biblia, să predicăm din ea pentru oamenii lui Dumnezeu, care au venit în condiții mai dificile la Biserică în această seară. Motiv pentru care mulți dintre noi nu au putut veni sau au ales să nu vină. În seara aceasta, Aș vrea să predic despre șansa unui nou început. Asara am fost aici și am predicat din Evanghelie un cuvânt care avea menirea să ne cerceteze cu privire la anul care se încheia și să ne ajute să ne uităm în urmă și să ne confruntăm cu trecutul care este al nostru. Astăzi avem în față un drum numit 2014. Și Cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă înspre noi să ne ofere o perspectivă nouă, să ne ofere speranță și viziune, să ne asigure că este cu noi pe drum, să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să stăm în unitate duhovnicească și crezând că Dumnezeu ne-a chemat să-l slujim, să-l slujim cu inima. Șansa unui nou început. Când Dumnezeu îi dă viață unui om, asta înseamnă că omul acela mai are o șansă și posibilitatea unui nou început. Și oamenii aceștia suntem noi. Nici o zi din calendarul unui an nu este trăită cu mai multă emoție, ca și ziua când începe un an și ziua când se sfârșește un an. În această zi a anului 2014, o să vorbesc despre șansa noului început pe care a avut-o Iacov omului Dumnezeu la Betel. Betelul în Biblie este locul marilor începuturi. Este începuturi, este locul începuturilor cu Dumnezeu, fiind un loc foarte des întâlnit în Biblie. Cu excepția Ierusalimului, Betelul este menționat în Vechiul Testament de cele mai multe ori. numele lui fiind amintit doar în Vechiul Testament de 65 de ori. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu și se află la 19 km în partea de nord a Ierusalimului. Exemplul pe care îl folosim la acest început de an s-a petrecut cu aproximativ 4.000 de ani în urmă. Diferența dintre Avram și nepotul său Iacov, din punct de vedere al șansei unui nou început, este următoarea. Avram a fost un om credincios, ascultător și foarte pasionat de Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu de la începutul chemării și până la sfârșitul existenței sale. În toate lucrurile l-a urmat, l-a ascultat și l-a iubit pe Domnul. De aceea Betelul este locul unde Avram își așează cortul și își zidește primul altar. Scriptura spune în cu 12,8 De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. A plecat în timpul foametei în Egipt și când s-a întors, Biblia ne spune că la revenirea din Egipt, Avram s-a întors la Betel și în capitolul următor, versetul 3, Biblia spune, din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse înainte și acolo Avram a chemat numele Domnului. Betelul este prezent în viața lui Avram, pentru că Avram este un om de excepție, ascultător, credincios, un om care trăiește în prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Când vorbim despre Iacov, însă, Iacov a avut o viață zbuciumată, plină de crize și de conflicte. A fost un om care a trăit în minciună, în înșelăciune, în furt a fost un fugar încercând să evite consecințele stilului lui de viață greșit. Și a înșelat tatăl, și a înșelat fratele, și a înșelat unchiul, și a încercat să-l înșele și pe Dumnezeu. Betelul este locul unde, asemenea bunicului său Avram, Iacov se întâlnește de două ori cu Dumnezeu. Când se întâlnește prima oară cu Dumnezeu, încearcă să facă o afacere cu el și să-l înșele și nu folosește oportunitatea de a se întâlni cu Dumnezeu. Există însă o a doua șansă pentru Iacov. De aceea, inspirat din experiența lui, în seara aceasta predic despre șansa unui nou început. Betel este locul unde Iacov îl cunoaște pe Dumnezeu, se cunoaște pe sine și cunoaște binecuvântarea. Între cele două beteluri ale lui Iacov există un peniel, și între aceste două beteruri ale lui Iacov există o perioadă de aproximativ 20 de ani. O perioadă în care se încadrează fuga lui din Batceba unde locuia și se duce în Haran. Acolo se căsătorește, își face familie, are copii, se îmbogățește, se întoarce din Mesopotamia în Canaan și trebuie să aibă câteva confruntări care îi schimbă viața. Pentru Iacov, Betelul este locul unde s-a întâlnit de două ori cu Dumnezeu. Pentru el, Betelul este casa lui Dumnezeu. Este locul unde îi se schimbă numele și viața. Betelul este pentru el șansa unui nou început. Unui nou început în ce fel? Unui nou început în viața personală, în primul rând. Adică schimbarea caracterului și comportamentului. Omul acesta era un șmecher, un hoț, un înșelător, un oportunist, un materialist, un om mândru și un om nepăsător față de ceilalți oameni din jurul lui. Însă există un nou început în viața lui personală. Iacov și-a început viața de adult mințind, furând, înșelând, creând și dezvoltând conflicte cu oamenii care trăiau în jurul lui. Dumnezeu le expune pe Iacov unui proces de schimbare foarte puternic pentru a-l transforma în omul de care avea nevoie în linia genealogică a Mântuitorului. Și în Genesa 35, versetele 11 și 20, Scriptura spune, Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, crește și înmulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. ție -ți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Acest proces de schimbare a lui Iacov, acest proces de schimbare a vieții lui personale are trei etape. Prima etapă este etapa la ban. În care etapă Dumnezeul vindecă pe Iacov de înșelăciune prin printr-o experiență de aproximativ 20 de ani, în care omul acesta muncește la laban, care se dovedește a fi un înșelător mai mare decât Iacov. În această etapă, Iacov învață să muncească și să nu mai fure. Învață să se bazeze pe Dumnezeu și nu pe naivitatea celor din jur. Învață să stabilească acorduri pe care mai apoi să le respecte cu demnitate și nu să le manipuleze. A doua etapă este etapa Esau. În această etapă Dumnezeu îl vindecă pe Iacov de tendința de superioritate și hoție, expunându-l pe el, familia lui și proprietățile la răzbunarea lui Esau, care era mai puternic decât el și care îl aștepta să se răzbune, pentru că pur și simplu i-a viața în mizerie și frustrare. În această etapă Iacov învață că orice faci în viață are consecințe, nu te bucura că nu te-a văzut nimeni și nu te-a prins nimeni. Orice faci rău în viață și orice nu faci bine are consecințe într-o zi. El învață că orice faci se răsfrânge în egală măsură și asupra familiei tale, nu doar asupra sa, asupra ta, asupra familiei restrânse și asupra familiei extinse. Învață că recunoașterea greșelilor și cererea iertării sunt singurele chei ale rezolvării unui conflict din familie și din afara familiei. Și a treia etapă, pe lângă Laban și Esau, este etapa Dumnezeu. Iacov se întoarce dintr-o pribegie de aproximativ 20 de ani. Pleacă singur și se întoarce cu 12-13 copii, cu două neveste și cu foarte multe turme de animale. Și în etapa aceasta cu numărul 3, Dumnezeu îl vindecă de individualism, de materialism și de lăcomie. În această etapă, Iacov învață că binecuvântarea înseamnă mai mult decât bogăție. Iacov învață că viața este o luptă care trebuie dusă cu cinste și demnitate, pentru că Dumnezeu știe și vede toate lucrurile din viața unui om. Iacov învață că în viață, necazurile sunt normale ca și fericirea și bucuria. El învață că în viață, necazurile pur și simplu sunt normale. Și inevitabile. Spre exemplu, omul acesta acceptă să aibă o soție pe care nu a ales-o și nici nu a iubit-o. Însă așteaptă cu răbdare ca Dumnezeu să schimbe situația. Înainte nu ar fi acceptat lucrul acesta. Dar testul la ban, esau și Dumnezeu îl ajută să accepte și necazurile, nu numai oportunitățile vieții acceptă că are un șef care îl minte și îl fură, dar se încrede în Dumnezeu, care într-adevăr îi face dreptate. Acceptă să o înmormânteze pe Rahela, soția pe care o iubea, și să rămână cu Lea, pe care nu o iubea și pe care n-a dorit-o. Acceptă să-și înmormânteze tatăl, acum când s-a întors cu atâta bogăție, încrezându-se în decizia lui Dumnezeu, care are dreptul să cheme acasă pe oricine, indiferent de relația de afectivitate, de gradul de rudenie și de cât de mult suntem noi atașați de el. Dumnezeu are dreptul acesta, iar noi nu avem dreptul să ne supărăm pe el. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și noi suntem robii lui Dumnezeu, iar el este stăpânul. El acceptă atâtea drame care s-au petrecut în viața familiei lui, a copiilor lui. Dar îi binecuvintează prin credință în numele Domnului și se încrede în providența lui Dumnezeu. Iacov nu a avut înainte astfel de atitudini sau comportamente. Nu și-a împlinit nevoile și nu și-a rezolvat problemele în maniera aceasta. Dar acum el este un om nou pentru că a folosit șansa unui nou început în viața personală. Și când s-a confruntat cu Laban, care l-a mințit și l-a furat. Iacov a spus, eu am fost așa, dar trebuie să mă opresc. Când s-a confruntat cu Esau, care era mai puternic decât el și care aștepta să-l omoare, lui a fost frică, însă a spus, Dumnezeu va repara greșelile din tinerețea mea pe care le-am făcut din ignoranță și din nepricepere și mă va scăpa și mă va ajuta să-mi restaureze relația cu fratele meu. Iar atunci când s-a confruntat cu dreptatea lui Dumnezeu, pe care el a ofensat-o aproximativ 40 de ani din viața lui, el s-a pocăit și și-a chemat familia să se pocăiască. Șansa unui nou început în viața personală. Probabil că ai în viața dumitale personală lucruri care trebuie schimbate. Ai vrut să le schimbi și anii trecuți și nu ai fost în stare. Și atunci ai apelat la planul B, să te ascunzi și să trăiești în ipocrizie, să afișezi pocăință și credincioșie în timp ce există mult gunoi în spate. Nu cădere deodată într-o greșeală, și gunoi permanent. Și tot, tot acest gunoi să fie mascat de atitudini religioase. În această seară, Dumnezeu îți vorbește despre un nou început, curat ca o lacrimă. Îți vorbește despre puritate. Îți vorbește să-i dai drumul la ipocrizia care te-a obosit, și care ți-a dat atâta frustrare, ești oboțit să trăiești în doi oameni, unul care vine la biserică, iar altul care este adevăratul om, plin de păcat și de destrăbălare, plin de vicii, de mizerie, plin de pornografie, de senzualitate, de afișare a banilor, a trupului, a prostiei, a nebuniei și în seara aceasta înțelegi că primești de la Dumnezeu șansa unui nou început. În primul rând în viața personală. Dacă nu-ți vei schimba viața personală, nu vei schimba nimic. Că totul trece prin această inimă pe care dacă nu o curățești, tot ce iese din ea va fi murdar și pângărit, la fel ca și în anii trecuți. Domnul în această seară folosește exemplul unui om care a trăit cu aproximativ 4.000 de ani în urmă ca să-ți atragă atenția și să-ți spună următorul lucru. Te-a trecut Dumnezeu prin teste pentru ca să te ajute să te pocăiești. Însă Dumnezeu nu te-a obligat și nici nu te va obliga vreodată să te pocăiești. Însă te va expune la experiențe care te vor ajuta, care vor fi un start în dorința de a te apropia de Dumnezeu. Tângești să fii înconjurat cu neprihănire, să nu te mai ferești de nimeni. Și pur și simplu tot ceea ce spun oamenii să știi că nu este adevărat. Să ai inima curată, și să te simți liber ca o pasăre care zboară. Tângești după o astfel de viață. Să nu aibă nimeni nimic împotriva ta. Să nu mai fie niciun duh care te robește și care te transformă într-un prizonier amărât și nefericit, care vii la biserică că nu ai încotro. În seara aceasta există șansa unui nou început. Și, în primul rând, un nou început în viața personală. În al doilea rând, Privind în exemplu acestui om, Scriptura ne vorbește despre un nou început în relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă că pocăința este o problemă absolut personală și întâlnirea cu Dumnezeu se realizează doar în singurătate. Întâlnirea cu Dumnezeu nu se face în public, ea se poate manifesta în public, ea se poate consolida în public, de aia nu se realizează în public niciodată. Cu siguranță că tatăl său, Isaac, i-a povestit lui Iacov foarte multe experiențe pe care le-a avut cu Dumnezeu, mai ales despre experiența de pe muntele Moria. Foarte probabil că i-a vorbit despre bunicul lui Avram și despre multe minuni în care el și tatăl lui Avram a fost implicat. Cel mai probabil că în copilărie Iacov, în adolescență și în tinerețe, a fost și el implicat alături de tatăl lui, alături de familie, în multe experiențe spirituale, cu părinții lui, și a auzit multe lucruri mari, extraordinare despre bunicul său Avram. Însă toate acestea n-au fost în stare să-l facă pe Iacov un om credincios. A fost un meschin, un ipocrit, a fost un șmecher, a fost un furăcios, a fost un miștocar, a fost un înșelător, a fost un materialist și pur și simplu n-a avut nicio frustrare și nicio remușcare să profite de inocența, de fragilitatea, de naivitatea oamenilor pe care i-a jefuit cu sânge rece, părându-i se că este dreptul lui să calce pe cadavrele altora. Acesta a fost Iacov. Totuși, el se întâlnește cu Dumnezeu. Și prima întâlnire este la Betel. Există trei întâlniri ale lui Iacov cu Dumnezeu. Genesa 28 la Betel. Genesa 32 în zona Betelului la Peniel și Genesa 35 la Betel. 28 și 35 sunt la Betel. Pe primul Betel l-a ratat. Spun două vorbe despre asta și calific întâlnirea lui cu Dumnezeu de la Betel ca pe o afacere. El a fost obișnuit să facă afaceri, a făcut cu tatăl său și l-a mințit. A făcut afaceri cu fratele lui și l-a mințit. Și acum era într-o afacere cu Dumnezeu și a aștepta să-l mintă. Priviți cum s-a întâmplat. Într-un cadru regizat de mama lui Rebecca, Iacov primește poruncă de la tatăl său Isaac să plece în Haran, la Laban, fratele mamei lui, ca să se căsătorească. Prima noapte o prinde la aproximativ 100 de kilometri de casă, mergând spre nord, spre Haran, acolo unde se culcă și în timpul nopții are un vis. Visul acest, în visul acesta este o scară pe care coboară și urcă îngeri, iar în capul scării este Dumnezeu care îi vorbește. Și Dumnezeu îi face anumite promisiuni. Și Dumnezeul acesta îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui său Avram, se prezintă la Iacov. Eu sunt Dumnezeu bunicului tău și eu sunt Dumnezeul tatălui tău. Pământul pe care îl calci este al meu, dar ți-l dau ție. Ce afirmații generoase din partea lui Dumnezeu pentru un om de nivelul Josnic al lui Iacov. Iacov se trezește și face următoarea juruință lui Dumnezeu. O juruință care este condiționată de cinci condiții. 1. Dacă vei fi cu mine, compania mea. Dacă mă vei păzi în timpul călătoriei, protecția mea. Dacă îmi vei da pâine să mănânc resursa mea, dacă îmi vei da haine să mă îmbrac resursa mea, și dacă mă vei întoarce înapoi în țară ajutorul meu, atunci eu voi face trei lucruri pentru tine. Voi face din tine Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o aici ca stâlp de aducere aminte la Betel mă va obliga pe mine să construiesc o casă pentru tine și a zecea parte din tot ce îmi vei da, ți-o voi închinație, Este o afacere condiționată. Ce ar spune fratele Marius Străteanu în această seară? Dacă îmi vindești nevasta, voi rămâne credincios. Dacă nu îmi vindești nevasta, să nu mai aud de tine și de presupusa ta putere de a vindeca cancerul. Ce ar trebui să spună sora Margita și fratele Ghiță și tot neamul bujdeilor care și-au petrecut sărbătorile într-o cameră de spital, uitându-se la fica lor și la ruda lor, care pur și simplu se stinge sub influența nemiloasă a cancerului. Doamne, de doi ani și jumătate cu Biserica Betania și cu multe biserici din lumea aceasta, strigăm la tine, dacă ne vei asculta, vom ști că ești Dumnezeu și te vom urma, dar dacă nu ne vei asculta, atunci înseamnă că nu existi, că n-ai putere, că nu-ți pasă de noi și o să ne vedem de treabă, Doamne. Asta a spus Iacov. Dacă eu m-aș ruga așa ca el, ce ați spune despre mine? Ați avea curaj să vă rugați așa lui Dumnezeu? Asta a fost afacerea unui om care s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a confundat pe Dumnezeu cu unul dintre oamenii pe care îi înșelase înainte. Un Betel ratat. Probabil că ai petrecut multe sfârșituri de ani aici în adunare și le-ai ratat. În loc să ieși în față să spui, Doamne, mă pocăiesc înaintea ta, ai stat acolo ascuns, profitând de faptul că nu te știe nimeni și crezând că Dumnezeu nu o să te dea nici anul ăsta pe față. Acum este un an nou și ești în prima zi a anului și ai șansa să ieși în față înaintea Domnului, în inima tale și să spui, Doamne, aceasta este șansa mea pe care nu o să -o mai pierd. Dar există riscul să ratezi și betelul acesta. Să rămâi în același loc, în aceeași mizerie, în aceeași frustrare, mediocritate, superficialitate și nepăsare, în timp ce vorbești despre amintiri cu sfinți, despre umpleri cu Duhul Sfânt și despre lucruri mărețe făcute de Dumnezeu. În seara aceasta întâlnim un om care și-a folosit a doua șansă în primul rând în viața personală și s-a schimbat. Și a folosit a doua șansă în relația cu Dumnezeu. Observați ce se întâmplă aici. Dumnezeu promite binecuvântarea, Iacov promite zeciuială, și înființarea casei lui Dumnezeu la Betel, condiționat de cinci binecuvântări pe care dacă Dumnezeu pune mâna la treabă și îi le dă, el se ține de cuvânt și îi dă zeciuială și îi construiește casa. Iacov își permite să facă afaceri cu Dumnezeu, așa cum a cum mai făcut și cu alții. Dumnezeu îi dă toate aceste cinci binecuvântări și observați că Iacov nu se ține de cuvânt, nu îi dă nici zeciuială și nu face nici casă la Betel și când se întoarce după 20 de ani, trece pe lângă Betel și nu se oprește. Și merge un pic mai departe, la Seir. Și Domnul încolțește și nu se întoarce la Betel și se duce la Peniel. Și până la urmă Dumnezeu îl cheamă și îi spune următoarea invitație. De 20 de ani te aștept la Betel. Mi-ai promis, omule, că dacă te binecuvintesc cu cele cinci binecuvântări, îmi vei da zeciuală și îmi vei ridica o casă la Betel. Ai trecut de zeci de ori pe lângă Betel după 20 de ani de experiență de viață și nu te-ai ținut de cuvânt cu niciuna dintre ele. Acum eu, Domnul, mă plec înaintea ta pentru că te iubesc și îți fac o invitație pentru că văd că ți se epuizează viața și n-ai de gând să ții de cuvânt. Vino la Betel! Și Iacov, rușinat, nu mai are încotro, și ceea ce trebuia să facă din onoare, din respect pentru Dumnezeu, din credincioșie și ascultare, din demnitate, face constrâns de dragostea lui Dumnezeu. De câte ori n-am făcut noi anumite lucruri constrânși de dragostea lui? De câte ori nu am așteptat să ne lovească și în loc să ne lovească ne-am îngăiat. Nu o să putem uita niciodată mângâierea aceea, pentru că ea a venit în locul unei lovituri pe care o meritam, și a fost cea mai puternică lovitură pe care ne-a dat-o Dumnezeu, mângâindu-ne în loc să ne lovească, iertându-ne în loc să ne pedepsească, oferindu-ne o a doua șansă în loc să ne spună ultima s-a epuizat deja. De aceea suntem aici, pentru că noi n-am mai întâlnit niciodată pe cineva să fie ca El. Am încercat să ne ridicăm la nivelul pe care El îl așteaptă și ne-am dat seama că suntem pur și simplu incompatibil cu ce ne cere Dumnezeu. Ne-am descalificat cu totul și dacă ar atârna doar de noi și de meritele noastre, am rămâne atât de în urmă încât ne-ar înghiți frustrarea și rușinea. Dar l-a trimis pe Duhul Sfânt și l-a pus în interiorul nostru ca să ne târască înspre cer. Și a lăsat Evanghelia în care există putere, Evanghelie pe care ne-o dă de fiecare dată când venim aici în adunare, ca să ne spună, nu te-am părăsit și nu te voi părăsi, nu m-am ostenit cu tine aducându-ne până aici ca să te abandonez. Dacă mai este în inima ta o suflare de viață și o scânteie de Dumnezeu, pentru scânteia aceea voi veni la tine și te voi binecuvânta. Din pricina aceasta ne-am sfârșit anul trecut aici și l-am început pe acesta tot aici. Avem motive să fim aici. Noi nu putem fi în altă parte, pentru că în altă parte ni s-a întâmplat tot răul pe care l-am experimentat în altă parte s-a întâmplat toate nenorocirile care ne-au adus frustrare și nefericire, care ne-au însângerat și ne-au înlăcrimat. Dar când l-am găsit pe Domnul și am venit aici, aici s-a schimbat toată mărăciunea noastră în bucurie. Noi nu ne mai putem permite să o luăm de la capăt, pentru că a fost atât amar de parte de Dumnezeu, încât nu mai vrem să revenim niciodată în experiența aceea. Omul acesta pur și simplu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Observați că prima întâlnire cu Dumnezeu la Betel este un eșec, pentru că Iacov o transformă într o afacere personală. însă a doua întâlnire peste 20 de ani aproximativ este la Peniel, îngrozit de frica fratelui său, revenind în zona familiei lui, Iacov se roagă la Dumnezeu să-l scape. Și după 20 de ani se întoarce cu proprietăți, cu familie, cu mulți copii și aude că fratele lui vine, îi iese în întâmpinare cu 400 de oameni înarmați. Și Biblia ne spune că l-a cuprins o groază atât de mare, încât pur și simplu nu a mai avut echilibru și discernământ. A început să se roage lui Dumnezeu. Este prima lui rugăciune pe care o menționează Biblia, o rugăciune serioasă, făcută la vârsta de aproximativ 40 de ani. Nepotul lui Avram se roagă pentru prima oară, într-o manieră solemnă, aproximativ la vârsta de 40 de ani. Și atunci, constrâns de testul Esau. Și rugându-se Dumnezeu, îl expune unei experiențe. Și Scriptura ne spune următorul lucru. În noaptea aceea a stat singur și a avut o experiență cu îngerul Domnului, care a venit la el și s-a luptat cu el toată noaptea. În noaptea aceea a fost singur cu Dumnezeu. Și în singurătatea aceea, Dumnezeu i-a schimbat numele, i-a schimbat viața, i-a schimbat perspectiva, l-a schimbat pe de ntregul Și fiind singur cu Dumnezeu, s-a întâmplat trei lucruri. Primul dintre ele, atunci l-a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. A încercat să-l învingă cum l am învins pe taică s -so, înfășurându-se cu piele de miel sau de țap. A încercat să-l învingă cum l am învins pe fratis o cu o ciorbă. Dar îngerul Domnului care se lupta cu el, Isus Hristos, Mântuitorul Cerului și al Pământului, nu putea fi învins de el. Și pentru prima oară s-a întâlnit cu cineva pe care n-a mai putut să-l mintă, n-a mai putut să-l manipuleze și a capitulat pentru prima oară în viața lui el l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că Dumnezeu este etern, este infinit, este atotputernic, este atot prezent, este atotcunoscător, are toate resursele, este Dumnezeul cerului și al pământului. Și atunci în sufletul lui a îngenuchiat și s-a dabătut pentru prima oară. Apoi, fiind singur cu Dumnezeu, s-a cunoscut pe sine, el s-a cunoscut pe sine și a dat seama cine este el. El credea că este extraordinar, dar în noaptea aceea singur cu Dumnezeu și a dat seama că nu este. Și al treilea lucru petrecut în singurătate, pe lângă faptul că l-a cunoscut pe Domnul, pe care l-a înălțat în inima lui și s-a cunoscut pe el, prăbușindu-se înaintea lui Dumnezeu, acestea sunt direcții, a cunoscut binecuvântarea. Și n-a mai fost nevoie să fure, n-a mai, mai fost nevoie să facă tot felul de mișmacuri, adică de șmecherii. Și știți ce a făcut? I-a spus, te rog, binecuvintează-mă. El n-a spus asta niciodată. El a furat, a mințit, a șmecherit, de data asta s-a comportat ca un om în viața personală, în viața căruia, în mod personal, s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Șansa unui nou început în viața personală se reflectă, în relația cu Dumnezeu. Iacov s-a schimbat în viața personală, de aceea se schimbă în relația cu Dumnezeu. Cine nu se schimbă în singurătatea, în intimitatea relației spirituale cu Dumnezeu, nu se va schimba în adunare, nu-i devină pastorul și nu-i devină biserica că nu se pocăiește cineva. Niciun pastor din lume nu poate să pocăiască pe nimeni și nici o biserică din lume nu poate să pocăiască pe cineva. Pastorul îți explică, se roagă pentru dumneata, îți este alături, te ascultă dacă plângi, dar este un muritor. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ este Isus Hristos, Domnul, lăudat să fie numele Lui. Iacov are această experiență, iar a treia lui întâlnire cu Dumnezeu este din nou la Betel, dar a doua oară la Betel. Acum avea vârsta de 40 de ani aproximativ, ajunge o a doua, pentru a doua oară la Betel, în contextul în care este singur cu Dumnezeu. Și observați că până acum nu l-a învins nimeni, dar acum îl învinge. Până acum el a avut o părere bună despre el, dar acum îngerul insistă să îi spună cum îl cheamă. Nu știa îngerul Domnului cum îl cheamă? Are nevoie îngerul lui Dumnezeu să vină la mine și să spună, hai te rog frumos, spune cum îl cheamă. Arată-mi arată, -mi, arată -mi buletinul de identitate, ID-ul, că altfel nu am încredere. Dar îngerul insistă, spuneți numele, te rog, rostește numele. El trebuia să spună, mă cheamă mincinosul. Dar cum să spună un om de calibrul lui Iacov că mă cheamă mincinosul? Însă îngerul i-a spus, spuneți numele, omule, pentru că a vrut să-l conducă la umilire, că nu există pocăință în viață fără umilire, nu te vei pocăi niciodată dacă ai așa, nu. Nu te vei pocăi niciodată dacă ai o părere prea bună despre dumneata. Te vei pocăi atunci când îți dai seama că între dumneata și praful de pe drum nu mai este nicio distanță și că ești una cu El. Dumnezeu este înălțat în inima dumitale, iar dumneata în propria inimă te smerești și spui, Doamne, mă întorc acasă, dar nu mai vreau să fiu fiul tău, știind că nu merit. Un nou început în viața de familie. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte și despre asta. Al treilea început pentru Iacov este în viața de familie. Asta înseamnă pocăința familiei restrânsă și extinsă și relațiile restaurate. Iacov merge pentru a doua oară la Betel. însă de data aceasta este invitat de Dumnezeu. Se pare că este o perioadă lungă între aceste două vizite ale lui la Betel. Prima oară Dumnezeu îl binecuvintează și el promite, dar nu se ține de cuvânt. A doua oară Dumnezeu îi cere să se pocăiască și să zidească un altar. Și Dumnezeu îi promite binecuvântarea pe care a promis-o inițial bunicului său Avram și a repetat-o tatălui său Isaac și acum i-o repetă lui. Pentru prima oară când a mers la Betel a făcut o afacere. De data aceasta merge la Betel, profitând de șansa unui nou început și se pocăiește. Ascultă-mă, este un timp potrivit în seara asta să te pocăiești. Este un timp potrivit. Este cel mai potrivit timp din punct de vedere circumstanțial. Iacov l-a folosit. Pentru că este la Betel, Iacov cere pentru prima oară familiei lui să se pocăiască. El a fost la Peniel, dar nu a cerut familiei lui nimic. E mult timp, omul ăsta este căsătorit de 20 de ani, are două neveste, are 12 copii, 13. Dar nu cere familiei lui nimic să Dumnezeu îl invite la Betel și în inima lui atinsă de Dumnezeu. Omul acesta gândește diferit și se schimbă mintea. Și observați ce face. Cere familiei lui să se pocăiască. Vei ști despre un om care a fost la Betel când va sta de vorbă cu copiii lui, când va sta de vorbă cu nevasta lui, când va sta de vorbă cu membrii familiei lui și vei spune așa: De astăzi înainte tu nu te mai duci la adunare cum te-ai dus până acum. Dar dacă te duci la Betel să faci afaceri, sau o colegi Betelul și te duci la Peniel doar, sau în Haran, și nu te întâlnești decât cu sau cu care îl faci cum îți place, și cu tatăl dumitale, că și te îmbraci când cu una, când cu alta, ești în control, te crezi grozav, ai bani, ai putere, ai inteligență, știi limba engleză, ai cetățenie, toate sunt aici. Însă atunci când mergi la Betel și te convingi că de faptul că ești un muritor care meriți iadul și Dumnezeu este glorios și slăvit. Atunci îți chem familia și le spui următoarele lucruri: Scoateți idolii, scoateți bijuteriile, schimbați-vă hainele, nu mergeți îmbrăcați așa cu mine la Betel. Fraților, v-am obosit spunându-vă întotdeauna despre vestimentație și despre bijuterii. Am obosit să spun următorul lucru. În adunarea noastră, femeile căsătorite, tinere sau în vârstă, poartă un semn al stăpânirii. Nu apreciem nicio femeie căsătorită, indiferent de vârstă, să vină în adunarea lui Dumnezeu în calitate de membru, fără să aibă un semn al stăpânirii. În afară de verigheta de căsătorie și de inelul de logodnă, nu agreem cu persoanele care poartă bijuterii. Orice fel de bijuterie. Iacov a stat de vorbă cu familia lui și a spus următorul lucru: scoateți-vă cerceii. De ce a spus Iacov asta? Schimbați-vă hainele. Cu ce haine erau îmbrăcați membrii familiei lui? Cu ce haine? Fraților, întotdeauna când vă spun despre lucrurile astea, vă spun pentru că mă uit la copiii noștri, mă uit la persoanele care vin în adunare. Care vin îmbrăcate într-un anumit fel. Și cred că Isus Hristos nu merită rușinea asta. Înțelegem oamenii care sunt ai diavolului să-l dezonoreze pe Dumnezeu prin mărturia vieții lor, dar nu înțeleg copiii lui Dumnezeu. Să-și permită luxul de a strica mărturia lui Dumnezeu între oameni, expunându-și trupul, bijuteriile, cine știe ce alte lucruri. Vine o vreme în viața lui Iacov, când stă de vorbă cu membrii familiei lui și spune, stop, dați bijuteriile, știți ce a făcut cu ele? Le-a îngropat în pământ. Dați-mi prioritățile voastre care îl subordonează pe Dumnezeu. Ascultă-mă, unde ești mar seara? Ce e mai important pentru Dumnezeu? Ești la școală? Du-te, du-te la școală, du-te, du-te, te, du -te. te aștept să o termini. Ești la lucru? Du-te, într-o zi Dumnezeu îți va da lider. Dar dacă te duci să faci sport, ascultă-mă, nu-i frumos. Asta este idol. Dacă te duci să te întâlnești cu prietenii și să ții un loc cald la Starbucks, ăsta este idol. Dacă stai întins la televizor că ești obosit, vrei să-ți spun și programul meu un pic? Ascultă-mă, când îl iubești pe Dumnezeu, nu mai pui problema așa. Iacov a îngropat în pământ lucrurile care au dezonorat familia lui și a spus, fără cercei de astăzi înainte, fără haine de genul acesta, schimbați-vă hainele. Trebuie să vă curățiți și să vă sfințiți, pentru că mergem la Betel. Ascultați-mă. Când vă vorbesc mai direct, când mai decent, gândindu-mă să nu întrec măsura, dar aici este Betelul lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu. Veniți îmbrăcați decent. Nu vă mai expuneți picioarele mai sus de genunchi. E urciune. Nu vă mai expuneți mâinile venind cu baretă, lăsați un pic de mânecă tip t-shirt. Onorați-l pe Dumnezeu printr-o vestimentație decentă, alungați bijuteriile și veniți la Betel. Afacerea de a merge la Betel ca să te întâlnești cu Dumnezeu nu-ți face bine. Ai nevoie să mergi la Betel să te frângi, să te smerești și să recunoști că El e Domnul ai o nouă perspectivă în 2014, te rog. Dacă cuvintele astea nu ți duhovnicești, aruncă-le. Dacă nu ți rostite dintr-o inimă care te respectă și te apreciază, aruncă-le. Dacă nu ți din cartea lui Dumnezeu, aruncă-le. Dar dacă sunt acceptă că alături de mine ești robul lui Dumnezeu și trebuie neapărat să accepți că la Betel când mergi, trebuie să schimbi multe lucruri. Nu te mai afișa la Betel. Pentru că e rândul lui Dumnezeu să se afișeze la Betel. În casa lui Dumnezeu se afișează Dumnezeu. Oh. Am încheiat pentru că s-a dus timpul. Uh. Altă dată o să mai spun câte ceva. Acum o să închei spunându-vă despre o persoană pe care nu o cunosc, dar am citit despre el. Îl cheamă Brian Dyson. A fost vicepreședinte la compania Coca-Cola. Și și-a prezentat un discurs în 1996 la o întâlnire specială din Georgia. Și acolo au fost foarte mulți lideri și manageri, oameni care pe umerii cărora și în responsabilitatea cărora era business cu Coca-Cola. Și el a venit în fața oamenilor și le-a spus, imaginează-ți că viața este un joc în care trebuie să jonglezi cu cinci bile și să le arunci. Cinci bile, Bilele acestea sunt, unul, serviciul tău, geabul tău, munca ta, afacerea ta, asta este prima bilă. A doua este familia, a treia este sănătatea ta, a patra sunt prietenii și a cincea e mântuirea. Înțelege că bilele acestea sunt diferite și că una dintre ele este din cauciuc, iar celelalte sunt din sticlă. Și dacă bila numită muncă, job, business, afacere, îți cade, e din cauciuc, nu-i nicio problemă, îți schimbi un job cu altul. Însă ține minte ce spun, zicea el atunci, dacă ți-ai pierdut familia, familia nu e din cauciuc. Astăzi, dacă moare cineva la o companie, într-o oră oamenii aceia primesc 10 persoane la interviu și pe unul dintre ei îl angajează și nu-ți duce nimeni dorul. Dar dacă moare cineva într-o familie, Omul care ți-a fost tovarăș de viață nu va primi mâine 10 persoane la interviu și dintre ei 10 să-și aleagă un tovarăș de viață. Dacă îți pierzi sănătatea, nu mai ai ce să mai faci. Și de asemenea, dacă îți pierzi mântuirea, nu mai ai ce să mai faci. Ține minte, dragul meu prieten, că anul acesta nu te poți juca cu bilele acestea, că există priorități între ele. Dar culmea este că unii inversează aceste priorități și singura bilă care nu vrea să le scape vreodată este businessul, afacerea, materialismul și altele asemănătoare. În această seară am venit în fața dumneavoastră cu acest mesaj și cu acest exemplu. Și am vrut să vă spun următorul lucru. Iacov a început în viață rău, dar s-a întâlnit la Betel cu Dumnezeu. A primit șansa unui nou început în primul rând în viața personală și s-a pocăit apoi în viața cu Dumnezeu și l-a slujit și apoi în viața de familie și a restaurat relațiile cu Esau cerându-și iertare și familia sa a chemat-o la pocăință și a spus așa, de astăzi înainte până vă căsătoriți, că după ce v-ați căsătorit, după ce se căsătoresc copiii la casa lor, dar atâta timp cât mâncați la masă cu mine și dormiți sub acoperișul în care dorm eu, tu nu mergi cu fusta asta îmbrăcată la adunare. Eu nu vreau ca pastorul să vină la mine și să-mi spună de o jumătate de an îmi este greu să vin și să spun că mi-e rușine de dumneata. Dar au venit zece din adunare la mine și mi-a spus fratele Luigi, unde ajungem cu adunarea asta în felul ăsta? Te rog, gândește-te la aceste lucruri. Ele nu vin din inima unui om obsedat, vin din inima unui om care are rolul să stea pe zi și să se, să se uite alături de dumneata. Pentru că biserica aceasta nu este a mea să fac ce vreau cu ea. Eu la noapte pot muri, sau mâine s-ar putea să nu mai fiu pastor aici. Dar în această biserică, ca și până acum, se va predica din această carte, indiferent cum se va numi pastorul acela. Noi vom trece la Domnul, dar această carte va rămâne până când se va întoarce Isus ca să vorbească despre sfințenie și despre neprihănire și despre schimbarea care se întâmplă la Betel. Șansa unui nou început în 2014. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.